Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Iată ce spune Boloș. Citez. Ne gândim, spune dânsul, să fie un procent din fapta și contravaloarea faptei de evaziune, pentru că până la urmă e meritul persoanei care a constatat. Dacă sunt mai multe persoane care sesizează aceeași faptă, ne putem gândi și la un sistem de stimulare proporțională, a spus dânsul, citat de observator.news.ro. Și ideea ar fi să se poată semnala online dacă, de exemplu, un angajator face o plată parțială pe cartea de muncă și restul bani la negru, sau o firmă nu emite factură fiscală, sau alte fapte de evaziune fiscală. Cu alte cuvinte, dacă eu am cunoștință de cineva care încearcă să înșele statul, da, prin neplata unor impozite, evitarea unor impozite și așa mai departe, și îl părăsc, eu primesc o parte din banii cu care omul respectiv va înșela statul. Dar se rezumă la turnătorie de asta tehnică, sau merge și de aia că a venit vecinul de la 4 cu nu știu ce mașină și tu din invidie suni și zici, ia verificați-l pe ăsta că a venit cu un BMW. Nu, asta se referă... avea Logan, e ceva în regulă cu el că e... Nu, propunerea asta este pentru evaziune fiscală, nu pentru averi dobândite. Ah, ok. Deci evaziune fiscală, evaziune fiscală, asta este ideea. Și acum, în România, trebuie să punem un pic în context. Că sunt argumente și pro și contra pentru ideea asta. În România, evaziunea fiscală este estimată aproximativ 160 de miliarde de lei anual, adică 10% din PIB. Deficitul bugetar, din cauza căruia guvernul a mărit taxele și impozitele, este de aproximativ 6% din PIB. Și mă rog, se speră că prin impozitarea mai dură a economiei private să se mai adune în plus 1-2% din PIB. Asta ca să punem în context. Foarte interesante reacțiile din mediul politic. Șeful de partid al domnului Boloș, adică Nicolae Ciucă, s-a declarat împotriva propunerii. În schimb, domnul Marcel Ciolacu, de la PSD, a spus că el e pentru. 0372069599. Ce ziceți de ideea asta? Dacă domnul Ciolacu a spus că da, mai știi, poate trece. Și poate fac un sistem prin care să poată fi raportați cei care fac evaziune fiscală. Și ca să încurajeze astfel de semnale, astfel de sesizări, astfel de reclamații, astfel de turnătorii, dar cum le spuneți, cum vreți. Ar urma să fie dat celui care semnalează și o parte din frauda, presupun, din frauda recuperată. Deci mai contează. Ba, contează, pentru de că ce? Ea se calculează și după aceea se dă în judecată persoana respectivă și se încearcă recuperarea unor bani. Și dacă se recuperează banii, tu primești sau ar urma să primești, dacă trece chestia asta. Adică după ce îl torni pe ăla, te ții de capul lui. Da. Până vezi cu banii luați. În Grecia este un sistem, au o aplicație prin care poți să raportezi diverse fapte de acest gen. Grecii, cel puțin guvernul, pare foarte hotărât să reducă evaziunea fiscală și Grecii să... nu, doar guvernul. Nu este așa. Știi foarte bine că s-au schimbat și că după criza din 2007, 2008, 2009 au început să mai elibereze bon fiscal. E adevărat. Mai plătesc impozite mai... Dar nu în totalitate. Mai... Firește că nu din totalitate. E o cultură. Și la noi este o cultură de evaziune fiscală și întrebarea este cum schimbe asta. Adică, până la urmă, ce fel de măsuri ei? V-am invitat să comentăm în dimineața asta împreună ideea domnului Marcel Boloș, ministrul de finanțe de la PNL, care propune ca cei care raportează fapte de evaziune fiscală să fie recompensați când se recuperează paguba, presupun, cu o parte, un procentaj, nu știm cât, din valoarea sumelor recuperate. În România, asta e o țară în care evaziunea fiscală atinge 160 de miliarde de lei pe an. Dar înainte de a începe, o scurtă precizare cu mulțumiri pentru Gabriela din Tulcea, profesoară de limba română, care ne-a lămurit, se spune, evazioniști fiscali și bolnavi cronici, fiindcă adjectivul se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat. Mulțumim. Robert, hai să revenim la evaziune. Bună dimineața. Salut, Robert. Bună dimineața. Neața. Bună. Nu ne mai facem bine. Zici? De ce spun lucrul ăsta? Zilele trecute auzeam la voi la radio cum că doamna Shakira a fost prinsă în Spania, a plătit, avea de plătit 14 milioane, a plătit suma, a plătit penalități sau penalizare. Și a scăpat de pușcărie. Așa, plus zile de pușcărie, a fost condamnată la 3 ani
și a plătit acele zile de pușcărie. Noi, acum, mai degrabă statul român, nu noi, încercăm să aducem oamenii, să ne ajute oamenii să găsim evazioniștii. Uh-huh. Oamenii care sunt plătiți, angajați de, la stat, să facă lucrul ăsta, nu sunt în stare. Se va ajunge în situația în care va fi un calup foarte mare de sesizări, reclamații și așa mai departe, după care statul o să vină și o spune, dom'le, noi am încercat să găsim o soluție, dar din cauza faptului că au venit foarte multe, s-a blocat sistemul, nu merge, nu putem să mai facem nimic. Chiar atât de jos am ajuns cu astfel de abordare încât să găsim, să vină tanti de pe stradă să-mi spună că nu știu ce vecin face evaziune fiscală, adică noi, oamenii noștri, nu sunt competenți, haideți să mergem în Spania. Dar de ce trebuie să ne așteptăm tot timpul să facă alții ce trebuie să facem și noi? Adică nu este, nu e atitudine civică să reacționezi în fața evaziunii fiscale? Ba da, este. Dar și cum reacționezi? Nu sesizeze autoritățile când cineva face, încalcă legea? Ba da. Păi și atunci problema de ce ești împotriva ideii? Nu înțeleg. Sunt împotriva ideii tocmai din cauza faptului că nu cu astfel de abordare vom putea eradica mai repede toată treaba. Dar cu ce abordare, dacă asta nu? Oamenii statului să-și facă treaba. Okay. Pentru că există oameni angajați care nu-și fac treaba. Mulțumesc mult pentru intervenție. Pe de altă parte, uite, dacă vin eu de pe stradă și am ceva cu tine și zic că eu cred că domnul Petrescu face evaziune și te reclam de vreo câteva ori și vine statul și te controlează, nu-ți convine. Că nu, tu ești corect. Nu. Presupunem că tu ești corect, știi? Da, eu chiar sunt. Dar presupunem că fapt, denunțurile mincinoase vor fi și ele pedepsite. Bravo, așa da. Cristi, bună dimineața! Adică, salut! Putem aplica aceeași regulă pe care o aplicăm și în cazul oricăror sesizări pe care le facem către autoritățile statului. Uh-huh. Bună dimineața! Salut, salut. Cristi! Parcă interlocutorul de înaintea mea mi-a citit gândurile. Robert, într-adevăr, sunt în aceeași sentiment cu dumnealui. Să se facă pe bază de voluntariat. Și de ce spun asta? Adică cum? Ce voluntariatul cui? Cum? Sifoneala asta să se facă pe bază de voluntariat. Așa. De ce spun asta? Adică se va organiza, nu să dai sporadic așa câte unul. Să fii voluntar, domnule, eu sunt turnător voluntar. Nu. Cum? Nu înțeleg. Asta e că nu înțeleg ce spune. Yeah. Adică să nu se recompenseze, pentru că eu nu am încredere în autoritățile din România, în statul din România, în guvernul din România, de atâtea ani ne mint și ne... Și care e legătura, legătura cu voluntariat? Pentru că după ce să nu fie recompensă. După se va face o raportare unde ei vor spune pe sifonările de anul ăsta sau... s-au dat către cei care au, da, care au făcut denunțuri nu știu câte sute de mii de euro. Păi, ne vom trezi. Adică în fals, zici, nu? Da, în fals. Da. Fictiv între ei. Asta, adică, este, asta este fraudă și este faptă penală. Da, acum, Cristi zice că ăștia vor avea acum o nouă unaltă de a sifona bani. Asta e drobul de sare. E, adică nu face nimic că dacă se fură. Da. Păi, nu știu, de-aia avem legi. Lucian, ești cu noi? Bună dimineața! Salut, Lucian! Salut, Luci! Da, salut, băieți! Să trăiește. Luca spunea mai devreme, parcă, ceva de salariu. De salariu ce? Cu salariu declarat. Eu ziceam, nu contează, zi. Spune ce... Da, ideea e în felul următor. Atunci ar trebui să mă autodenunț dacă mi-am declarat un salariu mai mic față de cât câștig. Ei, nu tu, dar o să te denunțe alții. Vezi, asta este problema, știi? Că toți facem... Adică în țara asta, știi, nimeni nu-i de acord cu evaziunea fiscală, dar sunt 160 de miliarde de evaziune fiscală. Uite, apropo, pe an 10%. Apropo de asta, avem mesaje de la mai mulți șoferi de transport internațional, care ne spun că în breazla lor se practică adesea salariu minim pe economie și diurnă de 2500 de euro, care n-ar fi... Asta nu este evaziune, este optimizare, cum ar veni. Deci diurna aia se raportează și ea, numai că se impozitează diferit. Mm. Robert, bună dimineața! Salut! Hei, Robert! Hello, bună dimineața! Bună dimineața, te ascultăm! Mie mi se pare ok, pentru că în Germania funcționează și nu numai. Și argenemții au optimizat-o încât și dintr-o amendă de parcare. Dacă te vede vecinul că ai parcat alandala, sună la poliție, dă-l la 100, îți dă înapoi 10. Părerea mea că cine e onest trebuie să recunoască că este ok
și că dacă s-ar recolta măcar 40 de miliarde din 160, tot ar fi un lucru ok. Mulțumesc, Robert, pentru intervenție. Vreau să citez de pe site-ul oficial al IRS. IRS, Statele Unite, da, da. Un fel de ANAF. Deci ANAF american, cum ar veni. ANAF ca în filme. Da, ANAF ca în filme. Citez. Ăștia au, deci și recompensează, au ceea ce se cheamă biroul avertizorilor, whistleblowers. Și spun așa, biroul avertizorilor IRS acordă recompense în bani persoanelor eligibile, ale căror informații sunt utilizate de IRS. Procentul recompensei depinde de mai mulți factori, dar în general variază între 15 și 30% din sumele colectate și atribuite informațiilor furnizate de informator. Și urmează proceduri, explicații și așa mai departe. Crezi că ar fi așa ceva, la noi ar fi cozi. Băi, 15-30%? Doamne, vezi, ar bate lumea. Eu am spus, eu am unele rezerve. Eu l-am văzut primul. Am jucat rolul avocatului diavolului aici. Am unele rezerve față de o astfel de idee. Dar dacă trebuie să ne gândim că avem, adică România are o problemă reală, culturală. Da, da. Cu evaziunea fiscală. Da, credem că zici cu turnătorie. Nu. Da, avem o problemă culturală și cu, asta și cu turnătoria, sigur că da. Adică avem aici o traumă mare venită din exact 50 de ani sau 50 de ani de comunism în care turnătoria a distrus destine. Suntem între aceste două, cum să spun, traume. Uh-huh. Dar pe de altă parte, comunismul ok, a trecut. Suntem deja, avem noi generații. Evaziunea fiscală însă s-a perpetuat. A rămas. Nu sunt neapărat favorabil ideii. Că na, și eu m-am maturizat cum ar veni în comunism. Dar cum rezolvi o problemă culturală a societății românești de o asemenea amploare? 160 de miliarde de lei evaziune fiscală anual. Nu cu care cumva trebuie măsuri dramatice, ba da, serioase? Întreb. Cristi, mai avem foarte puțin. Bună dimineața. Salut, Cristi. Cristi. Bună dimineața. Chiar vreau să zic ceea ce ați zis și voi acum, că am fi prinși oarecum între ciocan și nicovală, între dorința de a Hai să-l torn pe cotare că face evaziune și, băi, da, stai că e o sturnător, în fine, ideea în sine. Pe de altă parte, cum a zis iar mai devreme, sunt foarte mulți care iau o parte din bani în zona albă și o parte din bani în zona la negru, deci oarecum... Na, oricum, bă, chestiile astea sunt de bucătărie internă și nu prea se știu în exterior. Mulțumesc foarte mult, din păcate nu mai avem timp. Da, încheiu cu un mesaj de la Ștefan, care zice, abia aștept să intre legea, în câteva luni mă îmbogățesc, lucrez în vânzări și știu cel puțin 100 de persoane juridice care fac evaziune. Voilà. Iată. 100, o persoană știe 100 de persoane juridice. Cel puțin, zice. Pentru asta trebuie să-ți faci firmă ca să primești procentele. Spui, e un business și ăsta? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.